Bună seara! Sunt în direct pe Facebook, pe pagina mea de persoană vie, fizică, pe contul, pe profilul meu de Facebook. Probabil o să copiez acest video și pe canalul meu de YouTube. Nu fac live pe pagina mea de candidat independent pentru că între timp i-am schimbat și numele, pentru că m-am declarat rătăcit în hățișul birocratic electoral moldovenesc și cumva discriminat, exclus de către cei care se prefac că luptă cu mafia, dar de fapt se comportă exact ca o mafie și folosesc toate capcanele puse în legislație de vechile guvernări ca să-și excludă contracandidații, persoanele incomode din politică. De vreo două zile sunt la București. Ieri am transmis live de la protestul rezist din fața guvernului, unde s-a cântat prohodul guvernării Băncilă sau Dăncilă, cum o cheamă pe ea. Și-a rămas Irina Boclincă fără obiectul muncii, nu va mai avea pe cine să parodieze. S-a băut, s-a turnat și s-a vărsat șampanie în Piața Victoriei. S-a scandat și s-a protestat împotriva guvernului de la București. Deci, iată, se pare, se apropie anticipatele aici în România și s-ar putea să candidez aici. Dacă nu, oricum în primăvară vor fi alegeri locale, deci nu rămân fără activitate electorală, totuși, la Chișinău și în toată Republica Moldova. A mai rămas o săptămână de campanie electorală și unii care au scăpat printre degete sau care au fost acceptați de către actualii guvernanți în cursa electorală, fac care și cum pot publicitate electorală. Unii cheltuie milioane pentru chestia asta, alții merg cu foarte puțini bani sau cu buget zero cât îi ține cureaua. Observ că, de exemplu, adineauri jumătate de oră în urmă la Moldova 1, la televiziunea publică, au fost invitați să polemizeze, să vorbească cu electoratul candidației pentru funcția de primar în capitala Nordului, la Bălți, și din toți invitații a venit doar femeia aceea, Diana Grosu, sau cum o cheamă, care reprezintă un partid nou, aproape necunoscut, dar de fapt a fost un vehicul electoral, că ea ar fi vrut, evident, să candideze independent și n-a fost posibil. Azi am înțeles că s-a pus punct și pe candidatura independentului, dar și acela în ghilimele, pentru primăria capitalei, Codreanu, Ruslan Codreanu. Înțeleg că Curtea Supremă i-a respins candidatura, chiar dacă îi dase speranțe Curtea de Apel Chișinău mai ieri. Și iată, avem ce avem. Vreo doi s-au retras din cursă din proprie inițiativă sau cumva motivați pe sub masă. E foarte posibil să rămână și mai puțin chiar decât 15 candidați care să concureze cu favoriții Ion Ceban și Andrei Năstase pentru cârma capitalei. Iar în circumscripțiile cele în care am încercat sau am candidat eu altă dată, tot au rămas foarte puțini candidați. Doar în diaspora sunt mai mulți independenți. În alte circumscripții independenți nu prea sunt. Iată dovadă că guvernările toate se perindă și își manifestă nedorința de a accepta candidații independenți în cursa electorală și favorizează candidații de la partide. Iar dacă răzbate cineva, cel mai des e vreun candidat mascat sub numele de independent și cel mai degrabă e susținut de diverse partide, poate chiar de la guvernare, dar care se bucură de o faimă atât de proastă încât săracul candidatul lor sau candidata lor e nevoit sau nevoită să se prefacă independent. Actuala guvernare a modificat recent codul electoral, dar n-a catadixit să schimbe și regulile de participare în cursa electorală. Iată de ce avem rezultatele pe față, exact ca pe timpul lui Voronin, exact ca pe timpul celor care au venit împotriva lui Voronin.
oligarhii și acum, pe timpul anti-oligarhilor, independenții sunt marginalizați, scoși din cursă. Nu zic că aici în România ar fi mai brează, mai bună situația. Amintiți-vă că astă primăvară, ca să candidezi la un loc în Europarlament, îți trebuia ca independent 100.000 de semnături, în timp ce unui partid îi trebuia doar de 2 ori mai mult decât atât. Ambele sume de semnături sunt aberante, sunt enorme, astronomice, dar măcar aici în România poți să extragi de pe internet formularul, îl printezi, semnezi, strângi semnături de la prietenii, colegii, vecinii tăi și îi trimiți candidatului sau anunți pe internet că colectezi semnături pentru tine și primești prin poștă semnăturile adunate. Iată, așa simplu, de la oameni simpli, pe când la noi în Republica Moldova e prevederea aceea aberantă introdusă cu mult timp în urmă, prin care se dau doar formulare tip cu număr de înregistrare doar de la CEC sau de la Consiliul Electoral de Circumscripție. În acele formulare trebuie să semneze, introducând toate datele, persoana care susține candidatul, deci cu mâna proprie, sunt obligați să pună pe o singură foaie semnatari dintr-o singură localitate, chiar dacă cel mai des în diverse localități, în aceeași casă, în același apartament, locuiesc oameni cu vize de domicilii sau de reședință în diverse localități. Și iată de ce, chiar dacă sumele, pragul e mai mic de înregistrare în Republica Moldova, condițiile sunt mai draconice și sunt atât de multe capcane încât oricând o guvernare își poate descalifica candidații incomozi, să-i scoată din cursă și să concureze doar cu cine vor ei. L-am văzut pe un trâmbițaș al actualei guvernări mai devreme, declara pe internet să nu-i votați pe candidații care cheltuie milioane pe billboard-uri. De acord, și eu sunt de astfel de părere, de asta și candidam de fiecare dată cu buget zero sau nu doream principial să cheltuie niciun ban pentru a-mi lustrui sau pentru a-mi crea imagine acolo unde nu aveam deloc, dar nu vreau să aud de la cei care reprezintă un candidat cu mașină foarte scumpă, cumpărată recent și declarată în declarația de venituri, de averi și de interese, în declarația electorală. N-aș vrea să aud de la ei asta, că nu votați pentru candidatul bogat sau pentru candidatul care cheltuie foarte mult pentru campanie electorală. Pentru că și candidatul lor tot foarte mult cheltuie pentru campanie electorală, inclusiv televiziuni controlate politic, inclusiv publicitate pe internet. Cam asta e situația, atmosfera mea. În cazul candidaturii mele, în cazul interesului meu pentru viața politică, poate până la alegeri sau până în ajunul alegerilor, că ați auzit, sâmbătă și duminică, în ajun de alegeri, deja nu o să se mai permită intervențiile electorale, publicitatea electorală, poate până atunci o să mai intervin și pe pagina mea de candidat exclus de mafie. Dar până atunci, iată-mă cât sunt la București și am internetul mai bun și am un pic de liniște aici în intimitatea camerei mele cu covor pe pereți. Vă provoc să discutăm despre cum s-a desfășurat sau cum decurge campania asta electorală. Dacă sunteți ca mine de pe telefonul mobil și dacă îl țineți în poziție orizontală, puteți apăsați pe butonul verde din partea de jos să intrați cu mine în dialog. Dacă nu, măcar comentați cu text pe chat și eu o să vă citesc întrebările, comentariile, eventual o să reacționez la ele. Ziceam, fix o săptămână a mai rămas de făcut campania electorală, probabil unii vor mai continua să facă publicitate electorală și sâmbătă și duminică, vor continua să cumpere voturile, dar asta trebuie denunțat ca fiind ilegal. Iată, care nu prea urmărește, nu prea știe ce se întâmplă în campania electorală din Republica Moldova, totuși
E interesat de ce se întâmplă în Basarabia, pentru că Botoșani nu sunt foarte departe. El totuși fiind acum cumva în Ardeal sau pe unde ești, Iuliane? Eu sunt la Cluj-Napoca, lângă Târgu Mureș, aproape de Târgu Mureș. Și vreau să spun, Oleg, că mulțumesc din suflet de sprijinul care mi l-ai acordat. Oricând pot să spun că mă pot baza pe tine, fiindcă ești omul care m-a ajutat cu un gând bun, un gând curat. Și lupt pentru sistemul pe care nu pot să lăs să fiu călcat în picioare de acești indivizi de polițiști, de acești huligani de polițiști care m-au terminat să... Am ajuns aseară și nu am dormit deloc din cauza, pentru că m-am gândit de unde să scot 17 milioane pe când știu că sunt nevinovat. Cât înseamnă 17 milioane că mă omorâți cu milioanele astea? Din 20 100, de ani sunt. 1.700 de ron. 1.700 de ron. E o sumă 1.700 de enormă. ron. Iată, eu am de plătit factură de 500 de lei și tot mi se pare Da, este greu o de sumă scos foarte banii. mare. Deci 1.700 de ron e o sumă foarte mare. Pe când eu știu că eu abia am dreptate. Am venit la caseriță și... Iulian, dacă știi că aveai dreptate, de ce nu contești amenda aceea? De ce ai de gând să o plătești? Dar nu o plătesc, o contest, pentru că eu m-am luat și datorită ție, îți mulțumesc că am avut pe live-ul ăsta, că mi-ai deschis ochii și merg și o contest, pentru că am dreptul de câștig. Și cu siguranță Dar voi câștiga. vezi că ai doar 2 săptămâni de când ai primit-o ca să faci Dar contestație. ieri am Deci roagă primit-o. pe cineva Ieri care a am primit-o. primit-o și săptămâna viitoare, marți, mă pornesc la Suceava și o contest. Nu mă lăs, pentru că nu pot să accept ca în România să avem astfel de huligani de polițiști și eu să plătesc carte de muncă și să țin poliția mafioasă, poliția escrocilor de polițiști, să-i țin sau Da. șefilor care nu fac nimic pentru ei. Nu se poate așa Ai ceva. idee ce articol ai invocat, ce încălcare pretind că ai făcut? A fost huliganism, că ai făcut scandal acolo la gară sau ce zic ei? Asta e ideea, că nu mi-au prevăzut nimic, doar m-au Nu cred. percheziționat și mi-au spus că să luam un cuțit în ghilimele, pe cazul care s-a întâmplat la Burdujeni, că acel nebun a omorât polițistul acela din Suceava, de pe peron, și m-au percheziționat și vezi, doamne, să luam cuțit, am scos telefonul, am scos banii, tot ce am avut, că am avut bani la mine și... Nu, dar ai primit acum țidula în care scrie 1700 de roni amendă. Acolo sunt invocate articolele din lege. Nu ți-au fotografiat rudele care au primit procesul verbal. Nu ți-au spus ce articol ai invocat din lege. Nu știi. Nu, doar atât. Mi-a spus că amenda a ajuns la primăria municipiului Câmpul Lung, de unde am reședința și buletin de unde locuiesc, și aștept amul să vin să o contest. Nu dau nici 5 bani, nu dau până nu știu, nu contest. A, păi foarte ciudat. Cum a ajuns la primărie amenda când trebuia să ajungă la tine acasă? Trebuie să-ți fie comunicat procesul verbal. Da, eu nu eram acasă, fiind plecat în Ardeal, eu nu eram la locul reședinței, poate să semnez confirmarea de primire și au trimis-o direct la primărie la tax și impozite, ca ei să mă pună să o plătesc. Am înțeles. Nu. Ar trebui să faci rost de ea când ajungi acasă și să o ataci. Dar eu mă duc săptămâna viitoare, mă duc și nu mă las până nu găsesc dreptatea, pentru că nu se poate așa cea. Și poliția locală, Botoșan, toată lumea se ridică în capul meu să mă sancționez. Eu dau o grămadă de bani, dau câte 800 de lei în fiecare lună și plătesc cartea de muncă. Socială, asistență, toate. Și pentru ce? Să țin acești mărlani de polițiști? Nu se poate așa ceva. De acord. Bravo. Mulțumesc, Iulian, pentru încurajare și pentru participare în Oleg, discuția mea. Totuși să vorbim despre. eu îți mulțumesc din tot sufletul pentru ceea ce faci pentru mine și să-ți dea bunul Dumnezeu, sănătate, speranță și un gând bun de aici din Ardeal. Și Doamne ajută să ne auzim și voi fi alături. Mulțumesc. Nu cred că Dumnezeu îi ajută pe mine, dar oricum mulțumesc pentru urări. Iată și fratele meu, care s-ar părea e la curent cu tot ce mi se întâmplă mie, Ghenadie, dar e totuși plecat foarte departe, mă întreabă dacă alegerile vor fi cu brega sau fără. Vor fi fără participarea mea în ambele circumscripții în care am încercat, pentru că au zis că 66 de semnături în circumscripția 33 nu sunt bune și 91 de semnături pentru Consiliul Municipal n-ar fi bune. Și iată, m-au descalificat. Am
contestat, am mers în instanța de judecată, dar m-am trezit trimis la plimbare și chiar am plecat dezgustat de această atitudine a funcționarilor electorali, a guvernării care a delegat acei funcționari electorali, iar în instanțele de judecată chiar n-am mai vrut să insist după ce am văzut cât de pedanți, meticuloși și principiali sunt judecătorii la care a nimerit contestația mea. Celălalt frate mă avertizează că mâine intră în vigoare noi reguli de circulație, știu, aici în România, și deci nu voi mai avea voie să filmez din mers, nici din mersul mașinii, nici din mersul bicicletei sau pe scooter. O să am în vedere, cred că e o regulă bună și ar trebui impusă și dincolo de Prut. O să mă gândesc la o soluție, sau o să-mi pun o cameră GoPro pe cască, sau o să-mi îmbrac ceva pe umăr și o să stea camera aici și o să filmez. O să mă descurc cumva, dar evident legea nu o să vreau să o încalc nici aici, nici dincolo. Citesc acum comentarii. Ziceam, dacă vrea cineva să intre în direct cu mine, să apese butonul verde din partea de jos a telefonului mobil, numai de pe telefonul mobil puteți intra cu mine și numai dacă țineți telefonul răsturnat și dacă acceptați rotirea automată a ecranului. Sau scrieți comentarii și eu o să le citesc, eventual dacă sunt și întrebări. Olăriță Serghei mă salută din Israel. Să știți că am vrut să zic despre Israel, dar nu m-am documentat. Se pare că nu face parte din circumscripția 50 și acum în Israel fiind nu o să puteți participa la alegeri, la votare. Degeaba se laudă guvernarea că a permis diasporei să voteze cu buletinul, cu livretul militar sau cu pașaportul expirat. Alegerile locale sunt doar pe circumscripția în care aveți domiciliu și deci veți putea vota doar acasă. Numai cei care domiciliază în circumscripția 50, adică în Uniunea Europeană, pe continentul european, numai cei vor putea participa pentru votarea unui deputat în locul Maiei Sandu. Vladislav Apostol, care a semnat pentru mine, dacă mi-amintesc bine, de la Trușeni, mă întreabă dacă mi-au acceptat semnăturile. Mi le-au acceptat, după care mi-au respins prea multe dintre ele și nu mi-au înregistrat candidatura. Deci nu o să apară în buletinele de vot nici pe circumscripția 33, nici pentru Consiliul Municipal Chișinău. N-am candidat pentru funcția de primar, pentru că acolo îmi trebuiau 10.000 de semnături, ceea ce e o sumă aberantă, imposibil de adunat în 2 săptămâni, cât îți permite legea. Salut, Valeriu! Salut! Bună, salut! De ce n-am de la Pepen zice că arăt rău? Da, nu mă simt prea bine, cred că sau am răcit sau am vreo alergie la praf, o să trebuiască să scot covorul ăsta la scuturat sau să repar aspiratorul ca să-l dau cu aspiratorul. Dar, într-adevăr, nu mă simt foarte bine. Dar nu știu dacă ai vorbit despre alegeri sau despre posibilă boicotare. Sunt unii lideri politici, dacă știi, cunoști, cheamă la boicotare alegerilor, spunând că, mai ales în Chișinău, nu prea ai din cine alegi. Din doi exponenți ai Moscovii, din Năstase și Șeban, și n-are oameni din cine alegi. În special, cheamă pentru boicotarea alegerilor din Chișinău. Tu ce spui? Și crezi despre asta? Nu sunt de acord. Eu, activist fiind, activist civic fiind, întotdeauna am încurajat participarea la vot și le ziceam oamenilor, mai bine mergeți și votați contra tuturor, dați cu ștampila în toți, decât să nu participați deloc. Și da, l-am auzit pe Sergiu Mocanu mai ieri, zicând că n-ai pentru cine vota. E adevărat că nici eu n-am pentru cine vota la mine în sat, iar dacă aș avea drept de vot la Chișinău, tot așa, poate că aș vota pentru candidata femeie, pentru că e una singură și pentru că e nouă, business woman, și cumva putem să-i dăm o șansă unui om nou în politică. Aici, în diaspora, circumscripția 50, aș avea pentru cine vota. Nu știu dacă pe 20 o să fiu aici, la București, sau pe la Iași, pe unde sunt secții de votare pentru circumscripția 50. Dar categoric nu
încurajez absenteismul, pentru că nu are niciun efect pentru validarea alegerilor locale, e necesară participare de un sfert și asta niciodată nu s-a întâmplat în estul Europei să nu participe măcar 25% din alegători la vot. Deci nu obții nimic neparticipând. Nu salut așa îndemnuri. Rușine să-i fie lui Mocanu că a ajuns așa zile. Mai bine ar recunoaște că nu-i capabil partidul, mișcarea lui, nu-s capabil să identifice niște candidați măcar în 4 localități. Că am înțeles că au primari pentru 3 localități. Sau candidați, nu, primării la Consiliu, dar doar 3 localități. Atât de mare e mișcarea lor, 3 oameni sunt în partid și alți 3 au pentru a candida în... Dar atunci eu nu înțeleg optimismul tău sau insistența ta, văzând că ei te-au descalificat, știind că toți compromisii, toți alte, nu știu, care dau mită, care fac scheme, au nimerit toate feluri de liste, fie că lista PSD, PSRM, fie pe lista blocului acum, nu contează lista, eu nimerit. Când un om independent fără buget, nu, l-au făcut tot posibil ca să nu accepte. Oare nu este asta un fel de, să spunem așa, a sistemul ignoră oamenii onești, intenționat și primești numai compromis în alegeri și alegeți oamenii din 10 din 20 de compromis, oricum să alegeți unul compromis, ori unul hoț, unul impostor, incapabil și tot așa mai departe. Că noi pe ceilalți care e capabil de, i-am selectat din timp și nu le-am dat accept în campanie electorală. Valeriu, cum am fi știut care e atitudinea guvernării, a funcționarilor electorali și a instanțelor de judecată față de candidați independenți onești, dacă n-am fi strâns semnături, nu le-am fi dus la timp și n-am fi participat în jocul ăsta al lor. N-am fi știut din interior cum funcționează. Pe cine am fi crezut? Pe Ruslan Codreanu că e discriminat? Eu de Codreanu sunt aproape convins că el n-a strâns 10.500 de semnături cinstit, onest. De aceea era necesar să strâng și eu 800 de semnături. Lui i-au invalidat 800 de semnături, dar mie mi-au invalidat 150 din 800 câte am strâns. Procentul e așa că e enorm și nu se compară. Că eu cred că pe el, dacă l-au lapuricat cu adevărat, i-ar fi găsit 7.000 de semnături defecte. Dar se pare că ei nici nu au căutat foarte mult. Ei au văzut că coboară sub 10.000 și gata, s-au oprit. Și n-au mai verificat semnături. Că e foarte posibil să fi găsit 9.000 de semnături defecte la el. Deci eu încurajez participarea ca o hârtie de turnesol. Nu vezi acum cum deputații guvernării se tânguiesc, se miaună pe internet, că o să trebuiască să schimbăm regulile astea. Păi da, că oamenii nu o să iasă la vot sau foarte mulți o să voteze contra tuturor sau oamenii o să continuă să plece din țară și o să găiește ca ceilalți. Da? Și ei nu-și doresc asta. De aceea, haideți să-i forțăm cumva, în felul ăsta măcar, să schimbe regula jocului sau să... Eu schimbat-o, dar noi nu schimbat-o. Ei au umblat la codul electoral în această vară, promițându-i că o să-l îmbunătățească, dar nu au făcut lucrurile astea. Și-au făcut acum o să vadă, o să vadă și observatorii, o să vadă și alegătorii, o să vadă că lucrurile nu merg bine, că unul ca Brega n-a răzbătut în buletinul de vot și o să-i plătească, o să-i răsplătească, o să-i pedepsească electoral. Și ei o să simtă asta. Asta o să vedem. În orice caz, eu am vrut, intenționam să mă întorc pe câteva zile acasă în weekend, reușam. Eu nu am o zi, două de concediu, că nu-i problemă. Și era să avem 5 voturi, eu pe circumscripția mea. Un vot era să-l dau la Consiliu, a doilea la primar de Sângera, a treilea Consiliu Chișinău, a patrulea primar de Chișinău și a cincilea circumscripția 33. Deci, dacă, dintre care două potențiale erau atale. Însă am refuz. Nu știu încă dacă am să mă duc. La noi e circumscripția 50 și e la Varșovă. E cam 4 ore de mers de unde sunt eu cu trenul. 3 ore jumate. Și nu știu dacă să mă duc. Parcă sunt niște candidați, dar încă sunt așa. Dar pe ce să nu mă întorc să-mi folosesc acele 5 voturi? A să folosesc numai unul, cred că posibil. Mulțumesc, Valeriu, pentru intervenție și pentru implicare, pentru atitudine. Bine, o zi bun, sar bun. Mihăiță Sipică ne informează. Mulțumesc cu moldoveni de-ai tăi, Oleg. Greu le pot schimba mentalitatea. Spun că nu au ce vota în Moldova.
te dau exemplu și ei râd. Păcat, ei vor oameni sofisticați care sigur nici ei nu înțeleg. Păcat, dar vin tineri de mă voi de în spate, mai educați, care vor într-adevăr altceva. Oricum, tu poți fi un exemplu pentru ei. Îți doresc putere de luptă în continuare. Mulțumesc, Mihăiță. Nu multă lume agrează ceea ce fac eu și ar vota pentru mine. Poate tinerii cei care ți-au râs în față nici nu știau despre ce e vorba. O fi auzit și ei bârfe despre mine, dar mod sigur dacă o să te vadă pe tine privind videourile mele, citind postările mele de pe internet, comentându-le, dând share la ele, poate o să-și schimbe și ei atitudinea. Iată cum Alex Băclea de la Botoșan și el de Nord deseori intră în conflict cu mine, conflicte verbale, pentru că el publică una, eu critic și tot așa. Și omul își schimbă comportamentul și e unul dintre tinerii care poate altă dată ar fi zis, a, care, bregă ăla? No. Bună seara, Alex, și bună seara celor care ne urmăresc pe Facebook. Ei bine că am dat jos guvernul ăsta PSD, deoarece era un guvern toxic. Grupul facționar era prea mare și aveam prea multe cheltuieli la stat. Păi orice guvern consumă mult, nu? Da. Să vedem PNL-ul când o să fie la guvernare ce o să facă. Au mai fost la guvernare, n-ar fi prima. Au mai fost. E adevărat că nu atât de mult ca PSD-ști. Da, dar e bine că au dat jos guvernul ăsta toxic și pe Viorica Dăncilă. Eu cred că e minunat și am ieșit și ieri în piață. N-am băut șampanie, dar am... N-am băut, am văzut și pe Facebook și pe YouTube am văzut. Că cu Coliva am văzut și mașinile funerare am văzut. Și cu sicriu. Adică cu guvernul. Da, Alex, tu înțeleg încă n-ai drept de vot nici în România, nu? Da. Dar vrea să participi aici. Da. Când? Peste un an sau doi împlinești vârsta? Da, peste 2 ani. Da, mai este. O să ratez câteva cicluri electorale. Da. Nu-i nimic. Bine că te interesezi de pe acum și o să fii pregătit când o scapezi drept de vot. Da. Sau poate se schimbă vremurile. Auzeam că prin Italia deja vorbesc unii despre nevoie de a da drept de vot. Încredere. La 16 ani. USR-ul, dacă ar fi la guvernare, România ar fi salvată. PNL-ul, dacă o să intre la guvernare, o să fie mai rău ca PSD-ul. Eu nu cred în... Avem și o deputată din Botoșani, Raluca Țurcan, propus la Ministerul Educației. Să vedem ce o să facă. N-am auzit de așa propuneri. Poate sunt zvonuri, dar nu cred că a propus-o cineva la educație deocamdată. Da, a dat și la televizor, a dat. Sunt speculații deocamdată. Nu. A ieșit azi președintele și a zis că abia luni, cel târziu, marți, o să vină cu propunerea de premier. Da. Și stai, premier, să înceapă negocieri, să vadă. Nu e atât de ușor. Da. Suntem curioși. Mulțumesc. Să vedem ce o să facă PNL-ul la guvernare. Suntem foarte curioși. Foarte curioși. Să ne fac mai rău ca PSD-ul. Și în PNL este un grup mare infracțional. USR-ul, dacă ar intra la guvernare, ar face ceva. Ar face ceva pentru noi. De acord. Eu ziceam că nu cred în mântuitori, în partide salvatoare. Eu cred în competiții, în pluralism de partide și mai degrabă guverne de coaliție decât un singur partid care să guverneze cum s-a întâmplat pe timpul lui Ceaușescu sau pe timpul lui Voronin sau în timpuri și mai urâte. Fiecare cu drepturile lor. De acord, dar drepturile fundamentale sunt universale pentru toată lumea, ca să nu uiți asta. Mulțumesc pentru intervenție. Da, sper că știi să ieși sau te ajut eu. Da, lasă că ies eu. Bună seara! Siberian Tiger zice, Oleg, cred că...
autoritățile că te-au defavorizat la, la numărarea semnăturilor, ar trebui să analizezi rezultatul și să înveți pentru a reuși la participările viitoare. În cazul acesta concret, trebuia să aduni mult mai multe semnături. Zic să nu mai crezi că toată lumea a fost împotriva ta. La urma urmelor, acesta este un filtru pentru a testa capacitatea candidaților privind propria disciplină și autoorganizare. Tigrule, cu pseudonim, să știi că nu-i deloc ușor să strângi 500 de semnături în 3 săptămâni, îmblând din sat în sat, că iată, când am candidat pentru circumscripția 50, puteam să strâng de la oricine, de oriunde, și stăteam la kilometru zero și strângeam semnături de la oamenii care mă recunoșteau și mă simpatizau. Pe când în circunscripția 33 a trebuit să merg din sat în sat, din oraș în oraș, din stradă în stradă, din casă în casă, și strângeam cam câte 4-5 semnături pe oră. La sfârșitul unei zile grele de 10 ore de muncă, abia dacă aveam 40-50 de semnături, și asta înseamnă foarte greu, foarte mult. E inuman să-ți bagi joc de oameni, să-i pui să cerșească în felul ăsta semnăturile, să-i pui pe oameni să scrie cu mâna lor datele cele. Unii nu văd, alții nu știu a scrie, greșesc, corectează. Ei bine, pentru astfel de corectare, pentru că a schimbat o literă sau o cifră, pentru că a scris numele în loc de prenume și tot așa, ești, semnătura ce e descalificată, dar tu ai pierdut 15-20 de minute ca să ajungi la acel om să semneze pentru tine. Eu cred că e nedemocratic să invalidezi voința acelui om de a te susține, de a semna pentru tine, și voința mea de a candida, și iată câte zile, câte săptămâni mi-am petrecut comunicând cu potențiale alegători, convingându-i să semneze pentru mine. Și am strâns 509 semnături, iar comisia după aceea a identificat 510 semnături pentru circumscripția 33 și necesare erau 500 de semnături, deci nu poți să zici că erau prea puține. Iar pentru Consiliul Municipal Chișinău erau necesare 249 de semnături, iar eu am prezentat 310, deci 20% mai mult decât e necesar. De ce scrie în lege 250 de semnături și mă puneți să aduc mai mult de 300 de exemplu? Ce e cu regula asta de a invalida niște semnături? Pentru că nu stă pe foaia 1, dar stă pe foaia 2, de exemplu. Dacă tot e semnătură de la om, dacă listele, foaia 1 și foaia 2, ambele sunt de la Consiliul Electoral, dacă omul domicilează în circumscripția care poate vota pentru mine, ce-i cu tâmpenia asta să invalidez 91 de semnături, pentru că semnătura nu stă pe foaia 1, nu stă pe foaia 2, în timp ce mi-au dat numai 12 liste de semnături. Iar localități în jurul Chișinăului sunt 19 cu primărie, iar de tot sunt aproape 40. Nu e așa că e bătaie de joc? Și mai grav e că eu am sunat la ei și am întrebat, ia uitați, am prea puține liste, sunt mai multe localități. Și ei mi-au zis la telefon, strânge din Chișinău pe o listă, din Suburbii pe altă listă. Și așa am făcut, am scris Chișinău, Suburbii. Dacă la modul manual citești, verifici semnătura și datele cele, tot cu număr de buletin, cu adresă de domiciliu, acea semnătură e bună, e valabilă, că e din municipiul Chișinău. Dacă voi băgați în computerul vostru și computerul vostru e setat ca la o virgulă să dea greșeală, deci problema voastră nu e problema mea. Omul cel are drept de vot, eu am dreptul de a candida. De ce vă luați de virgula ce? În felul ăsta am fost descalificat, fie de un program prost înfăptuit și care va descalifica multă lume pe viitor dacă nu se va interveni, fie de niște oameni rău intenționați care au avut misiunea să scoată din cursă pe cei incomozi. Și nu cred că ar trebui să aplaudați chestia asta. Mi se pare aberant să pui omul să aducă număr dublu de semnături sau să te lauzi ca cei care au făcut echipă pentru Vasile Năstase și au zis, a, noi am strâns vreo 1200 de semnături și am prezentat numai 900. Poftim? Dar nu aveați nevoie de doar 500 de semnături? De ce ați strâns 1200? Nu cumva mi-ați furat și de semnăturile care puteau să fie și pentru mine? Că omul care a semnat odată nu are voie să semneze a doua oară. Și foarte desigur m-am dus la om și a zis, a, da, au fost deja și au semnat. Păi bine, voi sunteți cu echipe, cu mulți, cu bani. Și imediat ați trecut pe la oameni și ați strâns toate semnăturile. Dar eu singur, din casă în casă, na, bine, cu câteva ajutare acolo, din casă în casă, am ajuns până la sfârșitul lunii, în ultima zi de strângere a semnăturilor, eu încă strângeam semnături. Nu e așa că mi-ați furat mie din dreptul de
plaja de oameni activi și care au încredere în stat și că nu va fi folosită în scopuri ilegale informația aceea lor personală, nu cumva ați făcut o ilegalitate? Ei bine, voi acum dați vina pe mine sau pe cei slăbuți, marginali ca mine, că nu am putut face față mafiei. Nu, mafia trebuie să facă niște reguli din care ea să nu iasă favorizată. De data asta a ieșit favorizată, rușine să-i fie. Cristian Marin de la Ploiești zice, i-am desfăcut deja o șampanie și m-am bucurat, însă, cum e la noi la români, să nu dăm din lac în put. Sper să nu vină Ponta iar în scena politică, adică un PSD reloaded. Se referă la căderea guvernului de ieri. Și noi am băut un pahar de must și ne-am bucurat de căderea guvernului PSD. Dar nu ne facem iluzii că un guvern PNL ar fi mult mai bun decât actualul sau o guvernare USR, de exemplu. Nu uitați că cei care votează, cei care aleg, cei care ies în stradă, sunt cam la fel ca clasa politică. Cât timp nu se schimbă mentalitatea și comportamentul alegătorilor, nu se va schimba nici calitatea aleșilor. Tigru Siberian zice, adresându-se lui Alex Bâclea, că încrederea lui în partid e independență de mesajul politic. De ce USR, care nici n-a fost la guvernare, de ce îl preferă pe acest partid? Eu n-ar trebui să citesc adresările către alte persoane, ar trebui să citesc doar adresările către mine, eventual să răspund la ele. Mai ales că văd interesul pentru această transmisiune live a scăzut brusc. Probabil oamenii se uită la ceva important la televizor sau privesc filme și nu sunt cu mine. Poate doar în zilele următoare o să mai privească unii și pe Facebook, dar și pe YouTube, unde voi copia această transmisiune video. Tot Tigru Siberian se adresează mie. Degeaba te plângi de greutăți la adunare semnături. Ai știut la ce te angajezi. Alții reușesc și tu ai fi putut, dacă vroiai. Și repet, nu mai da vina pe sistem. Tratamentul e egal pentru toți. Și nu judeca pe alții căci că au fraudat dacă nu ai dovezi. Tocmai că am dovezi. Și uite că pe aceleași legi, pe aceleași criterii, în anii trecuți am reușit să fiu înregistrat, dar ai dreptate. Am prezentat 700 de semnături și vreo 50 când am candidat pentru circumscripția 50 și mi-au invalidat 200. Acum în circumscripția ce e 50. Nimănui nu i-au invalidat nimic. Unul a prezentat de la Partidul Stânga Europeană 511 semnături și a trecut. Altcineva a prezentat 507, se pare, sau eu, ca mine, 509. Și n-a trecut. În circunscripția 50 toți au fost înregistrați, dar în circunscripția noastră, chiar și de la partide, nu doar independenții, foarte mulți au fost brăcuiți. Eu cred că pe criterii arbitrare, pe chestii din astea esențiale, de procedură, pe când esențial, și în articolul 48 din codul electoral se spune că poți invalida liste de subscriții doar în anumite circumstanțe, nu în circumstanțele pentru care ei mi-au invalidat, mie sau altora ne-au invalidat semnăturile. Și n-au ținut cont de chestia asta nici Comisia Electorală Centrală, nici instanțele de judecată. Bine, dar cine ține cu guvernare zice că Brega e vinovat sau ceilalți care au fost scoși din cursă. Continuați, dar să-i votați pe ăștia de la guvernare. Campanie cu buget zero e greșit, zice Siberian Tiger despre sloganul meu. Ba chiar e o încăpățânare inutilă. Păcat că nu prea vrei să înveți din greșeli. Păcat. Eu nu cred în păcat pentru că sunt ateu agnostic și nu voi renunța la idee de campanie electorală cu buget zero pentru că mi se pare imoral în cea mai săracă țară din Europa tu să cheltui milioane pentru a-ți face... ați crea o imagine dacă ești un necunoscut sau pentru a-ți lustrui imaginea dacă ești un politician compromis care a făcut chestii urâte, reprobabile, pentru care oamenii să nu mai vrea să îl sau o voteze. Deci voi insista să rămân cu buget zero și în campaniile următoare, poate și aici în România,
cu toate că auzisem când m-am documentat în trecut că aici e cumva obligatoriu să cheltui bani. Acolo în Moldova cel puțin nu e interzis prin lege și deci e tolerat, pe când aici te obligă să-ți deschizi cont la bancă, dar probabil voi deschide cont și nu voi introduce bani deloc acolo. Sau, na, poate doar necesarul elementar de printare, liste de subscripție sau ce alte, sigla electorală, 50 de bani la printer. Dar să ajungem la campanie electorală locală de aici, din România, sau la alegeri parlamentare anticipate. E foarte posibil să fie suprapuse, e foarte posibil ca să nu se ajungă la anticipate și abia în toamna, în iarna anului următor, să fie alegerile parlamentare ordinare. Până atunci e posibil să avem anticipate în Republica Moldova. Oricum, m-am declarat rătăcit în hățișul birocratic și formalist al normelor electorale moldovenești. Am renunțat să fac campanie electorală pentru mine, dar nu renunț la activismul civic și la implicările politice ulterioare. Am zis, voi încerca să fac unirea pe ambele maluri de Prut, implicându-mă în viața socială, în viața publică, ca activist civic, filmând, protestând și mai ales candidând și mergând la vot pe ambele maluri de Prut, pentru că îmi permite lege, pentru că am cetățenie dublă de vreo 23 de ani. Mai citesc ultimul comentariu, după care probabil voi închide, chiar dacă încă nu am nicio oră de când am intrat în direct. Amintesc că cine vrea să participe cu mine în dialog poate apăsa butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului mobil, dar e musai să țineți telefonul pe orizontală și să acceptați rotirea automată a ecranului. Altfel nu veți fi acceptați. Totuși, iată și Valeriu Gușan și cei doi flăcăi de la Botoșeni au reușit să intre cu mine în direct, dacă au vrut. Alex Găină zice, birocrația este mare și în domeniul științelor, deși nu sunt sigur că merită. Merită oare să completezi kilograme de hârtie ca să câștigi doar vreo 3.500 de lei? Dar, ca să fiu mai concret, am trecut, cum am promis, pe la monumentul lui Milescu Spătaru în câteva sâmbite și nu am găsit niciun oleg și niciun bregă. Și atunci vreau să știu, mai există undeva în arhivele celor doi bregă filmele trecute, cel puțin cele în care am apărut și eu? Alex Găină, precizez că noi ne întâlnim duminica în parc, nu sâmbăta, pentru că sâmbăta o fi ea zi de odihnă, dar la alte popoare, la alte confesiuni, la noi, la atei, sâmbăta nici nu se îmbată, nici nu se odihnește, la noi duminica ne adunăm în parc de la 1 la 3, dacă nu plouă și nu ninge. Dar, sincer să fiu, nu mi-amintesc vreun video cu dumneavoastră filmat pe alee. Totuși, nu e exclus, pentru că o vreme ne-am permis și am tot acumulat toate videourile pe care le făceam. Și camera mea o goleam periodic în computer și videourile, dacă nu sunt pe internet, pentru că ne-a fost închis un canal video, a murit de câteva ori site-ul nostru, dacă nu sunt pe internet, acele videouri poate că sunt prin computerele noastre, pe hard discurile noastre, pe care nu întotdeauna le avem conectate la computer, dar sunt cumva disponibile, doar că nu prea are cine să se ocupe de sistematizarea sau valorificarea acelor arhive. Asta e adevărat că am produs foarte multe documente și videouri și va trebui după aceea creată o academie sau un institut de valorificare a arhivelor. Hyde Park, Curaj TV, Frații Bregă, etc., etc. Căutați pe YouTube sau pe Google numele dumneavoastră, poate găsiți ceva videouri. Dacă vreți, o să caut eu după emisiunea asta și o să vă dau un link cu videourile pe care le găsesc. Legea este făcută astfel încât să iasă cine trebuie. Oamenii bine intenționați nu au acces la butoane pentru că strică jocurile. Oleg Brega,
Îmi zice Cristian Marin, tu ești bine intenționat, dar nu faci parte din preferații lor. Am încercat eu să continui gândul. Costeaus Mizuchi zice, nu renunța, frate, la nimic din ceea ce vrei să faci. Respect și baftă în continuare. Mulțumesc pentru încurajare. Nu voi renunța, evident. Am renunțat doar să particip în campania electorală de la Chișinău, pentru că mi-au fost invalidate prea multe semnături adunate cu atâta greu în lunile august, septembrie și îmi pare rău că am fost în felul ăsta descalificat, scos din cursă, discriminat. Cam astea au fost impresiile mele despre viața politică de aici și de dincolo de Prut. Deci nu mai precizez unde mai sunt acum și unde vă aflați voi. De aici și de dincolo de Prut. Și am cuprins ambele maluri de Prut. Cam astea au fost participările voastre. A reușit doar Valeriu Gușan Basarabeanu, colegul meu de Hyde Park, care se află la munci acum în Polonia, să intre în dialog și cu doi simpatizanți de la Botoșani, dar unul e la munci în Ardeal și altul încă e acasă, dar n-are drept de vot. Trei participanți, tot e bine, minunat, tuturor mulțumesc, celor care ați participat cu comentarii sau chiar ați intrat în direct. Acum mă gândesc să închid și să continui să monitorizez viața politică, dezbatere electorale, emisiuni, știri. Voi continua să mă exprim tot pe canalele mele de YouTube, pe Curaj TV și pe rețele sociale, mai ales pe Facebook, nu mă căutați pe Odnoclasnici, de exemplu. Sunt însă pe Twitter și hibernez pe Contacte, dar nu prea public acolo. Ne vedem când ne întâlnim la o următoare transmisiune live sau la vreun protest în stradă aici la București sau dincolo la Chișinău. Puteți să mă chemați și la protestele voastre de la Botoșani, dar nu garantez că o să vin la Botoșani sau iată pe unde mai sunt, pe cine văd că mă privesc acum, domnul Bobeică de la Strasburg. Cel mai bine e, asta le spun și oamenilor care mă sună deseori și mă roagă să vin la judecata, la procesul lor de judecat sau la protestul lor sau la conflictul cu vecinii, cel mai bine e să scoateți camera și să filmați chiar voi. Acum cam toată lumea cu orice telefon de 2 bani are și o cameră de filmat la îndemână. Deci a dispărut monopolul televiziunilor și a activiștilor civici. Acum oricine poate nu doar filma, ci și transmite în direct. Învățați de la Maria Olar, de la Anatol Mătăsaru, de la cum îl cheamă, Bot, Mălin Bot, da? Care transmite pe YouTube în direct, sau de la Gheorghe Bobeică, care foarte des transmite în direct evenimente care se întâmplă în jurul lui. Iată, și la Palatul Parlamentului aici în România a transmis mai ieri și de acolo, de la Strasburg. Denis Gădărag îmi zice că aș vrea să merg mai departe, dar sigur continui activismul civic, lupta politică. Sper să ne întâlnim mai mulți pe baricade, constat și dădeam un interviu mai ieri unui cineast care se interesează de activismul meu și ziceam că mă bucur să văd tot mai multă lume, tineri din societatea civilă care se bagă în viața politică, în vâltoarea politică, sau tineri activiști care fac activism, fac acțiuni stradale și nu se bagă în ONG-uri din cele formale care scriu proiecte și cer finanțare, iar dacă nu obțin granturi, renunță la societatea civilă. Deci sunt încântat că acum foarte multă lume cu buget zero sau cu cheltuieli minime participă la viața publică, așa cum fac eu de vreo 15 ani, cel puțin. Cristian Marin zice că mă cheamă la protestele lor din Ploiești, dar sunt convins că domnul Cristian Marin poate filma sau chiar transmite în direct el însuși de acolo și știu că a făcut asta adeseori. Îl încurajez să continue să facă asta, să meargă pe urmele lui Haregeană, tot din Prahova, o somitate, ca să zic așa, în
activismul civic, sau ca Gabriel Nițu de la Buzău, tot un elev de-a lui Harigeană, ca să zic așa. Haideți să haidem, cum zicea un înaintaș al nostru, de la care am învățat foarte mult, îi zice Răzvan Exarhu, de la el am învățat interacțiunea cu publicul, mai ales la radio, dar l-am văzut mai ieri într-o emisiune cu Pătraru, Dragoș Pătraru de la Starea Nației, în dialog, pe internet, o oră jumate, și mi-a părut atât de indigest dialogul lor și comunicarea lor, ambii erau așa cumva crispați, sau eu nu mai înțeleg așa nivel de umor, sau ei nu s-au simțit confortabil, dar am fost dezamăgit de ei. Totuși, haideți să haidem să comunicăm între noi, chiar dacă ne simțim cumva obosiți, descurajați sau deranjați de viziunile, de comportamentul celorlalți, dar fără comunicare socială, fără implicare, fără coordonare de activități, nu o să reușim să facem mare lucru, pentru că cei din mafie, pentru că cei care acționează toxic, nociv, în numele unor idealuri personale sau de clan, aceia se organizează mai bine și au mai puține inhibiții și mai puține pretenții și sunt, iată, până acum mai eficienți ca noi. Cam atât. Cristian Marin îl laudă și el pe Harigeană, zice, e un adevărat profesor, studiez ca și pe tine, de altfel nu ezită domnul Cristian Marin să îmi facă un compliment la urmă. Mulțumesc tuturor pentru participare. Vă dau întâlnire la transmisiunile live următoare sau cum vom reuși să mai comunicăm pe viitor. Nu se știe ce forme de comunicare și de interacțiune ne pregătește viitorul. E posibil, poate chiar mâine, răspoi mâine, în anul următor, să fie inventată teleportarea sau hologramele sau timir ce forme de comunicare. Deci dacă va fi posibil, ne întâlnim și acolo, pe baricade să fim. Noroc, numai bine!